În anul trecut am avut câteva semnale, în anul acesta am avut mult mai multe semnale. Mă referiți la locale? La locale, la alegerile locale generale din iunie-iulie 2015. Am dețin informații că în unele locuri au fost probabil tipărite buletine mult mai mult decât se cerea conform codului electoral. Aceste informații... Da, nu ar trebui să fie controlat de ce, de fapt, orice... Deci asta este obligația noastră și eu acum ne-o asum, inclusiv și eu mi-asum această răspundere, că nu am putut să organizăm acest lucru, deși eu am depus anumite eforturi, nu vreau să mă îndreptățesc, ele n-au rezultat în succes. Deci nu s-a încununat cu succes acest lucru. Buletine de vot în multe secții de votare au nimerit mai multe decât trebuia să vină conform codului electoral. Mai mult decât atât, am constatat din rapoartele Inspectoratului General de Poliție a Ministerului de Interne că aceștia, reieșind din rapoarte, aceștia ar fi transportat cantități mari de buletine în diferite localități. La sud, de exemplu, în satul Corten, Taraclia, ar fi transportat 800 de buletine, declară ei, pentru satul Corten, care chipurile nu s-au ajuns atunci când ele au fost eliberate de către CEC. De exemplu, CEC trebuia să elibereze pentru Taraclia, să zicem, 24.000 de buletine. În realitate, cum spun ei, ar fi eliberat cu 800 mai puțin. Și acesta se vede în vreo 4 rapoarte ale EGP-ului. Ceea ce înseamnă că... La toate câte 800? Nu, deci același număr este repetat în mai multe rapoarte, ceea ce înseamnă că asta ar trebui să corespundă adevărului, că 800 nu s-au ajuns. Atunci când am verificat la Comisia Electorală Centrală, inclusiv la Consiliul Electoral de Circumscripție din nivelul 2, care a recepționat de la noi aceste buletine, nu s-a confirmat acest lucru. Deci putem face concluzii. Fie că Inspectoratul General de Poliție a transportat niște buletine care s-au tipărit în altă parte, fie că cei care ne-au raportat nou la CEC, deci toate buletinile au fost îndeajuns și doar pe tot raionul Taraclia, doar două buletine erau, unul în plus și unul în minus. Deci sunt tentat să cred aceasta, fiindcă inclusiv cei de la tipografie mi-au spus că probabilitatea că într-o chipă unde e scris, de exemplu, 100 de buletine să fie mai puțin sau mai mult, ei practic exclud aceasta. În general, buletinul eu consider că este un instrument foarte, să zicem, sensibil, prin intermediul căruia se poate falsifica foarte ușor alegerile. Și atunci când noi găsim câte 800 de buletine transportate în Găgăuzia, 615 la Cea de Lungă, la Brăceni, tot același inspectorat de poliție declară că a transportat 500, la Căușeni, 100. Brăceni și Căușeni sunt chiar în oraș sau localități mici? Deci ele au fost transportate mai întâi către Consiliul de nivelul 2, adică la nivel regional, și de acolo s-au transportat la nivelul de birouri și consilii. Este undeva o evidență care secții au primit? Este evidență absolut strictă la noi, fiecare, că după ce sunt... Deci inclusiv din raportul EGP-ului. Nu, deci noi, asta e ca sursă suplimentară. Da? Deci noi avem sursele noastre, avem actul de primire-predare și avem actele de verificare. Adică atunci când sosesc buletinile la fața locului, cei care le primesc acolo, le numără și în cazul în care au constatat o diferență, ei fac un act, îl semnează toți membrii biroului și ne comunică nouă. Chiar și în cazul în care nu am destul încredere nici în asta, dar dacă acceptăm că aceste acte au fost toate, să zicem, confirmative, deci ceea ce ne comunică IGP este o informație în plus. Adică... Deci un semnal de alarmă. Un semnal de alarmă, dar în același timp nu prea înțeleg ce alarmă, fiindcă din punctul nostru de vedere parcă s-au distribuit așa cum trebuiau, deci câte au semnat, atât au primit. La un anumit moment, domnul președinte Iurice Cană mi spunea că
deține informații că cineva de la tipografia Universal, deci n-a preluat de la tipografia Universal o cantități mari. Adică au venit, au semnat actul pentru un număr de buletine, dar s-au dus cu un număr mai mic, chipuri. Și atunci, iară, asta era o alarmă. Cum? Omul semnat, dar nu-l luat. Te duci la casă, îți primești bani și nu iei toți bani. E vorba de cine? O secție anume? Și e vorba, de exemplu, Briceni, Todiriță, președintele, spunea că chipurile el ar fi uitat la tipografie 100 de buletini, un pachet cu 100 de buletini, și chipurile sunt și martori care au văzut acest lucru, că ei au venit noapte cu girofarul și au luat aceste 100 de buletini din nou, dar mă întrebam și mă întreb și acum, încă nu am răspunsul, de la cine au primit, fiindcă persoana care distribuia de la cec nu mai există, nu era atunci la fața locului. Și nici tipografia nu are dreptul să elibereze buletinile fără prezența... Deci trebuia să facă un proces verbal în cazul în care se uita. Da, un proces verbal trebuia să fie fotonit, dar asta trebuia să fie alarmă mare. Ce au mai fost alte cazuri ca și asta? Asemenea cazuri, iată, au fost și la Căușeni, că echipurile 500 nu s-ar fi ajuns și că... Chiar dacă ei au semnat în actic, iau exact cât trebuie. Da. Mai mult decât atât, domnul Ciocan spune că a contactat pe doamna Cioban de la Consiliul de nivelul 2 din Căușeni și trebuie să spune, da, eu nu am să vin înțeleg, eu că nu ne ajung și așa. Păi cum? Voi cum o să raportați? Dacă voi ați semnat că luați cu 500 mai mult și nu veniți să le luați, eu cred că asta a fost o dezinformare, o măsură de a mușamaliza niște lucruri care trebuiau ulterior să se întâmple. Adică, dacă nu vor coincide suma de buletine primite cu acele semnate care recepționate, să se dea vină pe, uite, niște, să zicem, atitudini de astea superficiale ale unor funcționari. Nu cred, eu exclud acest lucru și ca urmare am adresat Procuraturii Generale un demers prin care am solicitat să verifice de la cine IGP, al Ministerului de Interne, Inspectorat General de Poliție, a recepționat acele buletine sau pe cine a escortat dânsul în seara de 27 iunie cu 800 de buletine spre Tăraclie. Ieri, venind de la Cimeșlia, am fost telefonat de către doamna președinte din Tăraclia, care mi-a exprimat o nemulțumire pentru faptul că eu m-am adresat la procuratură și că iată, dânsa este acum terorizată, așa mi-a spus, de către procurori, că ce s-a întâmplat cu acele 800. Eu regret dacă această, să zicem, cerere a mea s-a răsfrânt asupra doamnei. Totuși, dacă s-a încălcat legea, trebuie să răspundă conform legii. Eu regret pentru că, de fapt, nu doamna poartă vină. Doamna ne-a dat confirmare prin semnătură că ea nu are pretenții. Numărul de buletine pe care l-a semnat a ajuns în deplină măsură, exact acolo, doar cu plus minus două buletine pe care era actul de acum de constatare făcut. Acum întrebarea trebuia să fie la Ministerul de Interne și la IGP. Deci doamna de la Tăraclia putea doar să spună că, deci da, la mine nu sunt pretenții, toate buletinile au ajuns și atât. Deci am putea să... Dar cum credeți, vor fi cei de la IGP audiați? Eu vreau să văd, eu am mai multe cereri, inclusiv cu persoanele care s-au înscris suplimentar pe locuri libere în unele localități, atât inclusiv acum la Topală, mă duc, atât din păcate trebuie că întârziem, deja suntem în criză de timp, deci ne ducem încolo ca să ne lămurim cu persoanele care s-au înscris provizoriu și au fost admise la votare. Ce număr de persoane s-au înscris provizoriu? La Tăraclie este vorba de 44 de persoane. Deci acum faceți niște verificări. Cum deci noi avem în sistemul nostru automatizat de stat, figurează că la Topală ar fi votat 4 persoane pe listele suplimentare în procesul verbal și în listele de votare pe care ieri le-am vizualizat, figurează 47. Uh-huh. Deci o diferență de 43 de persoane, acum rămâne să stabilim... Deci 43 în plus. În plus, da. Uh-huh.